frumos! Bravo! Bravo, Nicolae! Bravo, Silvia, pentru că ai putut să cucerești un așa bărbat. Felicitări vouă! Mulțumim tare mult! Eu am rămas uimită doar aflând că el a făcut inelul, ca să nu mai intru în detalii și să aflu câți oameni ai implicat în această cerere. Prima întrebare. Simțeai tu ceva? Ceva, da. Pentru că au fost câteva momente dubioase, sincer, tare dubioase, dar care nu stau în caracter. Niște momente în care se vedea clar că ori minte, ori ascunde o parte din adevăr, dar nu am bănuit că o să fie exact așa, nu am bănuit că o să fie în acea zi, pentru că eu am fost rugată să merg să ajut la un eveniment. Aha. Da, cu organizarea, pentru că mai facem... Nu ți-a zis nimeni să-ți faci manicura? Care? Nu s-a găsit nicio prietenă! Nu. Toți au știut, da? Mm-hmm. În afară de tine. Da, în afară de mine. Și nu uitam așa pe jur, zic că e bine. Nicolae, de când ai început să lucrezi la acest scenariu? Pentru că este un scenariu amplu, atâția oameni, atâția kilometri, atâta muncă. De fapt, am din totdeauna când îmi spunea cineva, mă întreba, când în sori sau ceva, mă gândeam, las că voi toți o să știți. Voi toți o să știți. Și așa și-a fost. Da, plus la toate... fiecare fată care a citit măcar un basm sau o poveste, ceva, și-a închipuit un prinț alb pe calul, un prinț alb și pe calul tot alb călare. Iată, în felul ăsta am gândit ca să fie povestea noastră, pentru că Silvia îi place să citească, îi place să scrie frumos și îi place viața asta de poveste și m-am gândit ca să le unesc toate la un loc, să realizez visul, practica oricărei fete sau femei. Așa, da. Ai realizat nu doar visul, ai realizat și inelul. Să văd, ne-ncoat, streacă. De ce făcut de tine? Da. Nu pot să cred. Păi, dar nu ești Juva Ergiu. Nu. Cum l-ai făcut? Uitați-vă ce inel perfect. Cât timp ai învățat să faci inelul și în cât timp l-ai făcut? De fapt, hai să-ți spun povestea. Mi-a venit ideea ca să creez tot eu inelul și am încercat să contactez mai mulți juvaieri. Majoritatea îmi spuneau că nu se primească, asta e real ceea ce vrei tu să faci, ținând cont că nu ai experiență. Și, dar eu mi-am spus că, ok, asta e problema mea, nu e a lui. E a mea. Dacă eu nu pot, eu nu pot. Pentru că aveam tot un gând că, indiferent, o să primească inelul sau nu, sau o să fac cu inel sau nu, eu pot să fac și cu o sârmă. Să fac un moment frumos care să rămână în amintire pe o viață. Dar eu eram încrezut că o să primească inelul. Și după mai multe căutări și interacțiuni cu juvaierii ca să mă conving că nu o să primească, am găsit un juvaier, deja suntem prieteni foarte buni, care m-a inspirat și a avut încrederea că o să-mi iasă. Inițial era o idee ca să facem mai simplu, dar totuși am ales metoda care să transmită cea mai multă energie în acest inel, pentru că ăsta este momentul care ne leagă pe noi ca cuplu sau ca familie, când ea spune da. Și atunci, în momentul ăsta, este încununat cu un inel care spune pe deget. Și iată, energetica asta am vrut să o transmit, să mă asigur că transmit tot gândul sau toată energia mea pe care o porți. Da. Din câte știu, inelul ăsta a călătorit cu voi. Tu nu ai văzut inelul ăsta. De cât timp călătorește inelul cu tine fără să știi? Sincer, nu știu exact când a început. Cred că am avut o vacanță în Egipt, da? Da. Atunci cred că a fost prima dată și apoi am fost într-o deplasare de lucru la Kiev. Și acolo tot a fost cu noi. Văzând ulterior fotografiile, tot mă întrebam, chiar nu ți-a fost frică pentru o secundă că o să mă întorc și o să văd? Și el categoric a zis că nu. Uite, vedem în aceste momente călătoria inelului înseamnă că inelul era pregătit mai de mult timp. Poze peste poze. Până vedem, de ce frumos, s-ai răsărit. E un răsărit de soare prin apropo, inel. Apropo, același răsărit l-a fotografiat și ea în același timp. Ea a pus un story pe Facebook cu răsăritul, iar eu am făcut poză cu inelul.
în același timp. Minunat. Unde v-ați cunoscut? Ce, nu-i de povestit la TV? Mari sunt căile tale, internetule. A, internetul! Nici da, nu puteam da. Să cred că voi doi v-ați cunoscut pe Facebook sau Instagram. Nimeni nu crede, pentru că cumva noi avem foarte mulți prieteni comuni, ne învârtim cam în aceleași cercuri de oameni, multe evenimente, dar nu a fost să fie la evenimente, din contră a fost la, cu un răspuns la stories, tot la stories. Aha. Din partea lui Nicolae. Așa, și nu ți-e fric să trăiești cu omul ăsta, da? Din contra! Îți este vesel și ai adrenalină mereu. Ești alături de el, participi și tu în toate nebuniile lui sau tu îl aplauzi și faci storiesuri de pe margine? Și da și nu. Încă învăț să mă integrez în tot ce înseamnă viața lui Nicolae Șoitu. Dar nu stau pe mărginul, cel puțin încerc să depășesc criticile. Am alături omul care știe să motiveze corect oamenii ca să treacă peste micile baricade care stau așa undeva în cutiuza asta. Așa. Lilo, acum îți gândește la sticla pe care o mergi. Da. Pe care am sărit chiar. De fapt, tu ai sărit, eu am mers. Că am venit la emisiune, m-a pus să fac de toate. Și sincer, eu credeam că doar o să mă uit la el cum face. Dar le-am depășit și pe eu tare. Viața asta e prea scurt ca să nu trăiești cu adrenalină și cu nebunie. Nunta. Ați început să vorbiți despre unde o să fie? Cum? Dați-mi voie să vă bucurați de moment. Uite, dar eu îmi gătesc sacul cu bănuți. Aveți vreun... Sacul trebuie să fie din înălțime de un metru, doi metri. Din experiență trebuie să fie mai greu decât mireasa. Aha. Câți chile ai, drăgănoș? 50. Mai normal, așa, un tăvâltoc de bănuți cu un tăvâltoc de bănuți. Pentru că, de ce zicem noi asta? Pentru că tu așa ai fost la o nuntă, da? Da, desigur. În 2013 la un prieten foarte bun de-a meu, atunci am dus 3.000 de lei în bănuți de 5. Așa, hai să vedem momentul, da? S-a întâmplat cu ceva timp în urmă, calitatea poate e un pic mai proastă, dar intenția este nemaipomenită. Cadoul neobișnuit a venit chiar din partea vornicelului. Băiatul a adunat 60.000 de bănuți de 5 pe care i-a pus într-un sac. Acesta a cântărit mai mult decât mireasa. Marele a fost mirarea mirilor și a nuntașilor când au aflat despre ce este vorba. Ei credeau că este un sac plin cu porumb. Nu am așteptat acolo, sunt foarte mult. Am mai văzut o bănuță în viața mea, dar aici e prea de acolo. Păi eu m-am gândit, poate găinile la ce deodată și porumb gărăgunțele. Я в большом шоке. Я вот вообще не ожидала совсем. Я такое еще не видела. Это действительно настоящий сюрприз. Шфак ей, он сак, ну, де бенус де альдисич, да? De galben, de aur. Vornicelul susține că a avut nevoie de câteva săptămâni să adune bănuții. I-a colectat de la bănci și magazine. Undeva n-a să aveți rez de 5 să dea la magazin, să știți cât la mine. I-am strâns din toate bengele, nu mai este nimic nicăieri. Chiar dacă nu au valoare mare, dar îți trezește senzație plăcută. Nu știu cum se simt milionierii sau miliardarii. Dar noi ne-am simțit plăcut toată familia. Totuși, Banca Națională va trebui să mai emită bănuți de 5, întrucât mirii au spus că nu-i vor returna, ci îi vor păstra ca amintire. Așa, tu știai despre lucrurile astea? Da, mi-a povestit, am făcut așa o scurtă retrospectivă pentru toate nebunile frumoase ale Nicolae de până acum. Cine ți-a fost complice, Nicolae, la toată ceremonia asta de căsătorie? Pentru că a fost o procesiune adevărată și îmi dau seama că a durat în timp. Primul a fost nepoții mei, care m-au ajutat în majoritatea momentelor unde aveam nevoie. Apoi a fost sora miresei. Așa. Mi-a dat mai vorbești inelul. Cu ea? Mi-a dat inelul. Și ce drept mi l-a dat prin martie aproximativ. Aha. Pentru că ideea e mai de mult, doar că realizarea a fost mai târzie. Dar ideea e de mai de mult, ea mi-a dat inelul. Un inel al ei ca să-l iei ca da, măsură. Da. După care, în ultima săptămână și mama ei și pe parcurs a fost, cred că, peste 50-60 de persoane din cercul apropiat mie, care cumva
mi-au fost de ajutor în diferite etape sau momente și am ajuns până la oameni din toate țările care mi-au fost tot complici pentru că făceam diferite postări ca să găsesc acei oameni care să alerge din diferite țări care puteau oricând să o găsească și să-i spună. De fapt, cineva din Africa de Sud nu știa bine engleza și îmi scria într-un fel de ok, o să-i spun sau ceva de genul. Da, dar de fapt el nu se exprima corect, dar eu zic stai, nu-i spune, nu trebuie. Și împreună toți acești oameni au alergat, mă rog, colegii din lume, au alergat peste? 222 de kilometri și 220 de metri. Așa, și asta a fost ocutit? Nu, asta spre final, când am văzut că ajungem la o cifră așa de frumoasă, i-am spus cuiva, hai aleargă exact atât ca să primească 222 de kilometri și 220 de metri. Ca să facem socoteală. Dar da. le-ai dat de lucru, pentru că ei nu trebuiau doar să alerge, dar trebuiau să alerge în forma unei litere. Da. Asta era marea provocare. Da, marea provocare nu e numai să alergi într-o anume literă, dar să găsești locația. Aha. Pentru că în oraș, de exemplu, este dificil să alergi în formă de litera A, uh-huh, sau litera V sau da, R. Adică ori alergi foarte mult sau trebuie să găsești anume o locație unde e posibil. Dar am găsit persoanele potrivite care să fie inventivi, creativi, să poată alerga literele astea. Pentru că litera L, litera I, litera E se alergă ușor. Sau O, sunt foarte multe pe stadioane, de exemplu. Adică e ușor, dar iată, sunt litere complicate. Și acolo... Ai plâns când ai văzut tot ce era pregătit pentru tine acolo? La mine cred că a început criza asta de boce. Eu am spus să îi spuneam lui Nicolae să, în loc să zâmbesc, să fiu vesel. Eram bocitoare profesionistă. rânduri peste rânduri de lacrimi, dar toate de emoții pozitive și de surprindere. Am început bocitul ăsta nenormal încă de când l-am văzut așa dintr-o parte pe cal. Și atunci am înțeles că aici ceva nito. Pentru că toate lucrurile așa au fost frumos organizate. Eu trebuia să ajut. Mi s-a zis să ascult acolo că o să fie o introducere, după care o să fie mânarea premiilor și trebuia să fiu aia care dau premiile. Mm-hmm. Zic ok. Și când ascultam, zic, nu chiar de fericire, nu chiar așa de festiv melodia și textul pe care îl recita moderatorul. Și în momentul în care am început să ascult versuri, ne-am înțeles care e legătura, da. Și l-am mai văzut pe el pe cal și atunci automat m-am izbucnit în plâns și gata. Până aici. Până aici ai fost divă. Probabil în viitorul apropiat vei lua deja numele soțului, sau mă rog, este decizia ta. Eu mă bucur foarte mult pentru romantismul și pentru actul de implicare de care ai dat dovadă, pentru că foarte, mai ales în ultima perioadă, foarte mulți bărbați apelează în genere la fel de fel de agenții care să le organizeze și nu să organizeze, dar încă așa cumva și sub așa formă. Cam povești, da? Cam povești. Deja ne poftiți la nuntă, da? Noi știm, sper să nu te îngrași până atunci, că noi gătim după kilogramele pe care le ai tu acum. Vă dorim organizare frumoasă și savurare plăcută în continuare. Și dacă aveți nevoie de idei cum să vă cereți iubita de nevastă, știți la cine să apelați. Nicolae Șoltu, Șoitu în curând își deschide agenție de organizat ceremonii spectaculoase.